găsit la Jurnalul de Economie. Sunt Daniel Apostol și vorbim azi despre riscul de credit. Ca regulă generală, când luăm o decizie de investiție, avem tendința de a acorda o mult mai mare atenție profitului, randamentului promis, decât riscului asumat. Facem acest lucru pentru că, din nefericire, așa cum arată știința, dezvoltată de-a lungul ultimilor 50 de ani, nu acționăm precum niște actori economici raționali. Un caz foarte practic este investiția în obligațiuni, fie ele guvernamentale sau corporative. În cazul fiecarei emisiuni de obligațiuni, investitorii sunt atrași în principal de rata oferită a cuponului, fără a acorda o prea mare atenție riscurilor asumate. În cazul investiției în obligațiuni, principalul risc asumat este riscul de credit. Ce este riscul de credit? Definit în principal ca fiind riscul ca emitentul să nu-și poată onora obligațiile de plată la fiecare dintre maturitățile emisiunii, așa cum sunt acestea statuate în prospect. Riscul de credit există și în cazul investițiilor în acțiuni, investitorii fiind prejudiciați prin deprecierea instrumentelor financiare deținute în momentul în care companiile în cauză nu-și pot onora obligațiile față de creditori. Impactul riscului de credit asupra investiției efectuate este semnificativ mai mare în cazul obligațiunilor decât în cel al acțiunilor, pentru că, în general, structura de bilanță a unei companii se depreciază pe un orizont de timp mai lung, în general aliniat orizontului investițional în cazul obligațiunilor. Cel puțin pe piața de capital locală și mai ales în cazul investițiilor semnificative, este mult mai ușor să lichidezi într-un timp rezonabil investițiile în acțiuni decât cele în obligațiuni, în momentul în care consideri că materializarea riscului de credit devine iminentă. Principiul de bază prin prisma căruia trebuie evaluat o investiție în obligațiuni este următorul. Rolul principal al randamentului nu ar trebui să fie acela de a face investiția în obligațiuni atractivă, ci acela de a da un preț corespunzător riscului de credit asumat prin această investiție, comparativ cu alte investiții similare. Analiza randamentului la obligațiuni pleacă de la un criteriu important. Principalul criteriu de analiză este cel al diferenței de credit față de investiția fără risc cu aceeași maturitate. Deci diferența între credit, spread și orizontul de timp, de maturitate și în aceeași monedă. Este important de reținut faptul că analiza pornește întotdeauna de la situația financiară curentă a societății emitente și este structurată pe modelul de afacere al acesteia, precum și pe prognozele privind evoluția activității societății. Indicatorii cei mai importanți care trebuie luați în calcul sunt următorii. În primul rând, nivelul curent al datoriilor societății, atât datorii financiare cât și cele comerciale. Estimarea necesarului de finanțare ulterioară a societății. Capacitatea respectivei societăți de a genera fluxuri de numerar din activitatea operațională. Ar fi nerealist să ne asumăm că datoriile financiare pot fi rambursate prin contractarea, de exemplu, de noi datorii financiare, adică prin refinanțare. Alți indicatori. Destinația fondurilor contractate prin emisiunea de obligațiuni. De urmărit dacă banii sunt folosiți pentru promisiunile inițiale. Istoricul emitentului cu privire la rambursarea datoriilor financiare contractate. Istoricul comportamentului de plată. În speranța că vă ajutăm să vă găsiți expertul de investiții, acesta a fost Jurnalul de Economie.